Salutare, bine ați venit la Retro Gaming episodul 3. Astăzi avem un clasic și anume Warcraft 2. Acesta este de Battle.net Edition, deci o să aveți ambele expansionuri, le puteți lua de pe GOG. Facem Great Hall-ul aici. Jocul a apărut în primul, a apărut în 94, după aia în 95 a apărut Warcraft 2 și după aia în 96 Warcraft Beyond Dark Portal, expansionul la Warcraft 2. Primul era Tide of Darkness. Pentru mine acesta este al doilea joc Warcraft pe care l-am jucat după Warcraft 3. Bine, dacă includ expansionul Warcraft 3 de Frozen Throne, este al treilea joc din seria Warcraft. Din păcate nu am început cu Warcraft 2, am început cu Warcraft 3. Dar după am aflat că mai sunt încă două titluri, bineînțeles, după Warcraft 3 este Warcraft 1 și Warcraft 2. Și l-am jucat, am jucat campania, chiar dacă grafic se vede că e un joc vechi, adică din anii 90, eu zic că încă se poate juca chiar destul de bine și destul de diferit de Warcraft 3, ce este un RTS, similar mai mult cu Starcraft decât cu vechile jocuri Warcraft. Este fast paced și este... doar uitați-vă cât de mult durează să faci Great Hollow, deși și în Warcraft 3 durează, deși acolo începe cu el, gata, făcut. Diferența între ăsta și Warcraft... să facem și un pig farm. Diferența între Warcraft 2 și Warcraft 3, bineînțeles, Warcraft 3 este 3D, adică are implementat elemente 3D, pe când acesta este 2D. Grafic se vede, dar... este și o distanță de aproape 10 ani între cele două titluri, deci bineînțeles că este și o diferență grafică. La momentul apariției era chiar un titlu foarte bun, cel puțin a câștigat, cred că, jocul anului, dacă nu mă înșel. Ok, acum facem un pion și îl punem pe ăsta la, la carat gold. Mulți nici nu au încercat vreodată Warcraft 2, dar campania, cel puțin din Tides of Darkness și din Beyond Dark Portal, vă arată povestea originală, cum au ajuns orice să vină în Azeroth prin portal. În primul joc trebuie să-l ucidem pe Mediv, spoiler alert, dacă nu ați jucat. Deși, dacă vreți, o să fac un retro gaming și Warcraft 1 este mult mai diferit decât Warcraft 2. În Warcraft 2 deja au implementat foarte multe chestii. Deja ai Death Knights, ai tot felul de unități pe care în Warcraft 1 nu chiar nu le ai. Și controlul e un pic diferit. Tot la gold. Am ales o hartă. O să jucăm. O să jucăm chiar vedeți, nu pot alege să fac mai mulți pioni odată, doar câte unul pe rând. 400, încă unul. Tu du-te la copaci. Și... cât ne trebuie? 500. Hai să mai facem încă un... îl facem aici. Build barrack 700. Că după ce termină facem și barrack-ul. Parcă nu mai bine. Ce să mai spun despre Warcraft 2? Îl puteți cumpăra de pe GOG. Jocul, cred că... acum îl puteți lua cu 7... cred că l-am luat cu 7 euro sau ceva de genul. Și aveți și Warcraft 2, Tides of Darkness și expansionul. Ia să mai facem noi încă un pion. Și... de fapt nu, hai că anulez. A face. Du-te și tu la copaci.
și ne mai trebuie încă unul, care îl punem la gold. Ok, hai că tu la copaci. Facem berecul aici. Da, bă, ce diferență grafică între acesta și Warcraft 3. În Warcraft 3 s-a implementat multe chestii de RPG, cum ar fi iteme, leveling. Mi se pare că nu știu dacă ai și aici. Știu că ai ceva, un fel de eroi, dar nu e același lucru. Tu la copaci. Facem încă o fermă aici. Data se termină și berecul. Mai durează un pic. Tu treci la copaci. Putem face un grunt. Mai trebuie fermă. Și să mergem la scout cu gruntul ăsta. Du-te și tu la copaci. Mă gândesc dacă să fac tot clipul sau doar... Să mergem la scout cu ăsta. Tu... Harta e destul de mare, trebuie să le o harta mai mică. Sus. Și mai facem un pion. Și la fel. Tu de aici încă un pic farm. Muzica asta așa de... Da, așa era în perioada respectivă. Deci, Warcraft 2 l-am jucat prin 2000... Exact după ce am luat Warcraft 3, eu cred că la scurt timp l-am descoperit și pe acesta. Oh, a venit un footman. Not enough lumber. Mai trebuie copaci. Hai să facem și blacksmith-ul aici. Ne mai trebuie unități. Tu lumber mill. Hai să facem și un turn. Doar așa. Și tu mai fă încă o... Încă un pig farm aici.
jucat destul de des. Dăm upgrade la asta. Voi doi aici. Oh, nu, pierdem. Să atacă ca lumea. Mi trebuie pion. Trebuie să-mi revin, că altfel nu cunosc. Mi-a hăcuit cam toate unitățile astea. Ia să mergem și noi să-l atacăm, să vedem. Bine că știm că are aici. Și tu. Și tu chiar la mina aia de jos să fiu. Deja are. Da, clar o să pierd, dar ia să mai facem aici un turn. Deci după cum am văzut vin doi soldați. Facem încă unul. Ce problema că toate. Ok. Mai facem încă un turn fiindcă. O să vină număr mult mai mare. Ok. Dăm un upgrade la armură. Facem un turn în cazul în care o să mai vină. Pentru. Ne trebuie unități. Du-te la mina asta de aici. Dacă putem lua. Că
dăm upgrade cu asta. Trebuie mai mult gold. Sute, not enough gold. Cam 800 ne-ar trebui, încă mai așteptăm un pic. Du-te și tu. Ne mai facem de ăștia, n-avem ce face. Trebuie să așteptăm. Ne trebuie neapărat încă o mină. Vreau să știi că chiar mi-era dor să joc un Warcraft 2. Ha, 800. Cam avem copaci, ar fi problema. Dăm upgrade la asta. Putem să vedem, au luat. Merge control 1, să vedem. Da, uite, merge control 1. Da, și tu. O să fiu atacat acum. N-avem la copaci, asta e problema. A rămas fără gold? Nu! Trebuie să-i punem peste la copaci. Și
să luăm mina asta, că n-avem ce face. Voi tot la copaci, tot la copaci. Și tu tot. Sper să nu mai fiu atacat încă o dată. Eu asta mai repede. Poate mai avem o șansă să ne revenim. Voi ești la copaci, ce stați? Unde o construi aici? Oare pot? Cred că v-am cam arătat cum este Warcraft 2. Eu o să închei kill-ul aici. O să mai continui să joc, fiindcă durează destul de mult. Cred că pierd, nu... Am jucat destul de rău. Nici nu am gold. Uite, deși am mina asta de aici, dacă nu o să fiu atacat în curând, mai am o șansă. Până data viitoare, salut!